Autoturismele au devenit un mijloc de transport indispensabil pentru tot mai mulți oameni din Galați. În plus, starea parcului auto din județ demonstrează că oricât de săraci ar fi, locuitorii urbei de la Dunăre strâng bani la ciorapi ca apoi să apară în fața blocului într-o mașină care să facă cu ochiul vecinilor. Conform evidenței Serviciului Public Comunitar Regim, permise de conducere și înmatricularea vehiculelor din cadrul instituției prefectului, numărul de mașini a crescut constant în ultimii ani, chiar dacă puterea de cumpărare a mai scăzut. Municipiul Galați este saturat de numărul mare de automobile, acest lucru se poate vedea cel mai bine în intersecția de la Tribunal, strada Coșbucu, strada Brăilei, zonă tranzitată zilnic de zeci de mii de autoturisme. Numai în anul precedent au fost scoase acte de înmatriculare pentru aproximativ 8.000 de autovehicule. Într-o statistică națională a numărului total de mașini matriculate în județ, raportat la numărul populației majore, Galațiul este poziționat pe locurile pe fruntașe. Dacă mai luăm în calcul și deja celebrele mașini cu numere străine, în special bulgăroaicele, parcul auto ajunge la o cifră imensă.